la nu un moment mă mai dat, las organismul. Nu mă mai las organismul. Și când mi-a zis domnul doctor Munteanu, domnule, zic, nu o să mai poți. Ai, domnule, că eu pot. Domnule, nu mai poți, o să-ți facă rău. Ei, am dat de 3 ori la boboci, am zis, e clar. De 3 ocazii ai... De 3 ocazii în Albania, da, n-am putut. Dar n-ai de obișnuiai să dai la boboci înainte de intervenție? No. Și ce a zis doctorul, e normal? Eu mi-am dat seama de ce s-a întâmplat așa, pentru că eu am mâncat cu poftă, cu foame, cu am uitat că, că sunt operată. Nu mai negociam, adică asta nu se mai negociază. Da. Și nu mai spune acidulate, exclus, forever. Îți mărești din nou stomacul. Mărești din nou, da, și nu vreau, adică de ce? Când sunt atât de frumoase și deștepte, sunt mai și deșteaptă și frumoasă. Da, nu mai da, asta vorba, nu mai doctor știam și înainte. Cum te prezinți? Că nu gândește-te cum așa. Cum te prezinți? Foarte fiecare frumos. Cum se prezintă. Foarte deci, frumos. Genială, frumoasă, superbă, nu mă scot. Mă uit în fiecare zi în oglindă. Doamne, ce mă fac? Ce mă fac că sunt prea frumoasă? Și ce să-mi spui, domnul doctor? Acum ce să te faci? Este o lună, două, să vezi să o acum invidii. Dar după aia o să trebuiască să mai faci alte operații. Poate că da, poate că nu. De ce? Sâc. Nu pot să dau un verdict, dar dacă fac sport și dacă fac masaj și dacă mă ung tot timpul cu ulei, înseamnă că se elasticizează pielea. Trebuie să ții un masor bun. Eu așa zic. Jură-te în franceză. Da. Mi-a spus Roxana că îmi dă unul extraordinar. Da. Și mi-a mai dat și ăsta, antrenorul meu, Andrei pe Ivan, mi-a dat și... Cum? Tungeai, care a fost cu Andreea Marin, că e bun. Dacă ai și un car la dispoziție, este chiar lucrează bine. Am înțeles. Vom discuta despre acest aspect. Da. Da. Mai întrebați-mă că vă răspund. Ia. Tu ai mai slăbit o dată și atunci era o problemă de tonus sau nu? Nu. Atunci ai putea să fii material bun. Eu am o genă extraordinară. Nu sunt perfectă, dar sunt foarte frumoasă, foarte deșteaptă. Foarte am o modestă. Pile... Nu, modestă, nu! Nu, aia cu modestia total împotrivă. Prefer să fiu smerită, dar nu modestă. Ești de acord cu faptul că cei care spun că sunt modest sunt și limitați? Nu, treaba lor, nu mă interesează. Înseamnă că n-au ce să ofere. Uite, colegile mele îmi propun să vorbim despre ele pe care le poartă fata ta, Gloria. Gloria este cel mai bun manechin. A fost foarte drăguț. Bine, a fost foarte drăguță după insistență. Știi că e la vârsta aia în care nu mai vrea să fata, nu mai vrea să ce onorariu a avut pentru această lucrare? Jumate din vânzări. Nu pot să cred. Serios? Te vorbesc serios? Mamă, deci știi cum negociază asta? Da. Vai de capul meu, are un sânge rece când e vorba de bani. Deci Rașela e bună, măi? Deci știi cum e cu Gloria? Când nu rămâi fără bani. Noi când rămânem, eu cu fiul, când rămânem fără bani, ne ducem la Banca Națională. Gloria, Vara Banca, dă-ne și nouă niște bani. Și are. Ce vorbe? Gloria? N-auzi că ne întreține pe toți? Din familie! Ne dă cu dobândă? Nu. Ne-a scăpat de sărăcie. Foarte frumos. Dar cu ce cheltuie și apănuțe? Ce îi place să-și cumpere? Păi, dacă ține tare... Farduri. Farduri? Da? Farduri și călătorii. Ce frumos. N-are, n-are gusturile. Nu, și se machiază mai bine decât mă machiez eu. Ia uzi. Da. Dar ai lăsat-o să te macheze? Sinceră să fiu, nu am lăsat-o. Machează păi pe alții. Dacă sunt cam pus cam prea. Trebuie să-i dai banii. Acum nu mai vrea ea să mă macheze pe mine. În schimb, se machează foarte bine. Da, este chipzuită, este economă, strânge bani la saltea, îmi place de ea. Ce zodie? Vărsător cu ascendent, deci este la granița dintre vărsător și pește și ascendentul este între berbec și taur. Deci patru zodii de referință. Da, din punctul ăsta de vedere este foarte bine. Și eu când am născut-o, înainte să mă pună pe masa de operație, când am făcut cezăriană, am spus tuturor că ea o să alinieze națiuni întregi. E posibil. Habar n-am dacă... Ori eram eu prea drogată de la anestezie, ori au fi scos vreun porumbel pe gură, nu știu. Sau ai simțit o... Da, am simțit că este foarte tenace așa și... Auzi, am și eu o curiozitate, superb și păstrați chestia, dar cui cântai tu, habar n-ai tu, că nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce? Aveam un grup de colegi din orchestră. Am crezut că era vreun operator acolo, că ținea cineva camera. Aha. Păi nu erau doar colegi. Știi de ce știi? Nu erau doar colegi. Mai sunt și din stat. S-a întâmplat să vină iubirea în viața ta. Ce întrebări sunt astea? Întrebări.
Hai să discutăm despre ei. Măcar o secundă, ca să mergem și noi către ei cu poftă, așa. Stai puțin, Ozana a tot bătut apropo, s-a mai scăpat ea, legătă cu un coleg din orchestră. Nu, este o orchestră doar de doamne de data aceasta, dar mai sunt și oameni din staff, mai sunt vreo 4-5 oameni. Cu Iuța, care o să poarte Iuța bărbătească, nu? A fost orchestră, Oxigen Orchestra, care a purtat prima mea colecție de ei, a purtat-o ei. Deci, erau și bărbați. Deci, fluturi? Da. În stomac, când e foame. Doamne, să vă arăt tine, că nu facem prostile. Deci, ia să vedem, Iuțele. Hai să te vedem. Da, o minunăție, măi, o minunăție. Uite, superbitatea asta. Vai, o să ajung la Anca Mărginan, cântăreață de muzică populară, fosta mea elevă, prietena mea, este superbă. Sunt mătase naturală, mătăsică naturală. Auzi, de cât costă o ie din asta? 6 milioane. Și de unde o pot găsi? Pe site. De la fata ei, de la Gloria, că înțeleg că acolo e. Rozănească.ro. Foarte frumos. Superb. Deci, Ile Rozănești, așa l-am numit, de la România și de la Ozana. Și primele au fost roz, Rozănească. Am înțeles. Ele sunt niște istilizate. Voi observați că mătasea naturală... Uite, asta e din același familie, da. Așa. Mie îmi plac foarte mult. Foarte, vă rog, ce mai vreți? Ce vrei tu să mai dai? Și asta este dată. Superbă și asta. Păi să-mi grijă cum le țin, nu? Că... Da, mie îmi plac foarte mult. Foarte frumos. Dar uite, deci astea așa transparente sunt variante nouă. Da, nu, au și pe dedesubt un maiuț, adică totul nu vrem să căptușeană, fim așa, indecente. Nu mai tu ești periculoasă în seara asta. Colegul? Vizează voluntatea fără vulgaritatea. Înțelegeți? Ați auzit ce am zis? Voluptate fără vulgaritate. Asta vreau să promovez eu. Ole, ia, foarte frumos. Ia uite, așa să-i face frumoasă. Da, toate sunt frumoase. Este jucăria mea de vară, știi? Adică așa vreau să mă distrez. Nu vreau, acum fii atent. Sunt foarte mulți care vor să se dea cântăreți. Eu nu vreau să mă dau stilistă sau așa. Este o chestie pe care am făcut-o pur din pură pasiune. Nu vreau să concurez cu absolut nimeni. Nu sunt... Dacă te bogătești de chestia asta, nu se supără nimeni, nu? Sigur, nu o să se supere nimeni. Asta mă gândesc și eu. Mie îmi zici... Nu, eu sunt bucuroasă că am descoperit mătasea și știi că cine lucrează în mătase, lucrează numai în mătase. Treabă fină. E treabă fină, da. Și e elaborată, e greu să lucreze în mătase. Adică mătasea asta e foarte, foarte bună pentru că este și fină și se mulează pe corp, nu trebuie să o calci și ia temperatura corpului. Nu știu, eu cred că o doamnă elegantă trebuie să poarte în primul rând mătăsuri. Că așa de tricouri și de bumbăcele suntem sătui. Vezi ce înseamnă să ajungi într-un moment în care să ai încredere în tine? Sunt convins că înainte de aceste demersuri, apropo de slăbire, Ozana n-ar fi avut curajul să se îmbrace. Exclus! Asta înseamnă să ai curaj. Mâine, poimine, o vedem pe Ozana în niște ținute periculoase. Dar tu ce vrei acum să mă vezi pe podium? Reprezentând? Să le vedem? Păi da. Doamne, nu să mă vedeți! Ai văzut ce spuneam? De ce nu? De ce? Ia, am văzut în costum de baie. Am mai văzut în costum. Ia, fii atentă. Și o jucărie. Ia, hai să învăț un pas de... De ce? Deci de podium. Cum defilezi? Uite, nici stai un pic, am o grația. Am făcut și cursuri de fotomodeală. E poftim. Ia, uite. Fii atentă, sunt tot o grație. Sunt tot o grație. Și piruetă? Stop, piruetă? Acum nu mai știu cum era. Acum știi că de-aia stai așa și stai într-o parte așa. Era poza lateral dreapta, poza. Exact. Și pirueta. Mai stai, mai stai. Și plecat. Este ca niște glezne superbe, pe bună acum. Superbe, da. Asta este, n-am trebuie ce să le arăți mai des. Sunt superbă, toată. Sunt toată pur și simplu. Of, mai, mai. Bravo, foarte frumos. E regulă. Mai întrebați-mă că eu vă răspund. Păi nu știu, ce ai mai făcut? Hai, pe să ne mai fost? Povestești. Ce am mai făcut? Păi ce am mai făcut? Unde mai pleci? M-am gândit de ziua mea. Auzi, el ți-a făcut vreun cadou așa de zi. Mai da, mă lăsați în pace. Uite că nu e așa frumos. Da, mă, da. Ia spune. Dar nu o să spun. Și vă discutăm despre asta la televizor? Deci fiți atenți aici. De ziua mea vreau să fug în lume. Da? Ați luat bilete deja? Tu repede, repede! De ziua mea voi pleca într-o țară exotică. Știu unde? Nu? Nu, că e în noiembrie. Hani? Deci, fără copii, nu?
Honeymoon. Mă, ce treabă ai tu? Evident cu copii. Păi, dar cum adică fără copii? Putea să fie fără copii. Păi ne permitem un apartament de 5 camere, nu? A. Păi... Înseamnă că copiii cunosc persoana și sunt de acord cu ea. Dar despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Eu cred că e tatăl copiilor, că știu că aveți o relație civilizată. Avem o relație civilizată, dar nu este tatăl copiilor, pentru că lumea mai evoluează din când în când. Și nu pleca într-o țară exotică. Adică nu, plecam până aici, la Mizil. La Varni. Nu, tatăl copilul are alte priorități. Adică, noroc. În viața lui are alte priorități. Da, are și el viața lui. Important de să-mi dăm eu procura pentru Gloria, în rest e ok. Păi și ce, când ți-o dă? A, ba da, e băiat. Mi s-a părut că vă înțelegeți bine. Da, mai nobleț obligi, păi cum se poate? Normal că mi-o dă. Păi... E crescut copilul frumos? Da. Păi acum, știi, poate să se laude cu copiii ăștia, pentru că sunt chiar și frumoși și cuminți și... Și nu se laudă, sincer, păi, cred că da. Și ce ai de gând să faci în țările alea? Să mă odihnesc! Sper să nu mă cunoască nimeni, să mă lase pace. A fost interesant, știi că chiar pe plajă, acolo, unde a fost, la Paralia. Așa. Caterinci, deci am trecut și noi din Bulgaria direct acolo, știi, băi, 2 ore de plajă să-ți facem, să ne vedem, bate și pe noi. Și una, Doamne, Ozana! Da, m-a pupat, m-a luat, m-a. Frumos. Drăguț, da. Și acum te-ai gândit în ce țară exotică? Nu, mă, eu știu ce țară exotică, de treaba mea. A, deci nu vă spun vouă nimic. Crezi că ne ducem cu paparații acolo peste tine? Am înțeles. Sunt convinsă de asta. Sunt convinsă de asta. Da, îi meritași. Ia, zi. Israela îmi dă următorul mesaj. Vreau ia albastră. Una dintre ele e dată deja, cealaltă ok. Zice că nu, că mai zi o dată site-ul că sau mă rog. Rozăneasca.ro, dacă cred că mâine se deschide, dar poate să mă acceseze pe mine, dai tu telefonul. Deci, Israela, îți dau telefonul Ozanei și după pauză, adică în pauză faceți tranzacție. Da. Ai văzut că suntem cu noroc? Da. Au început să curgă vânzările. Livrările. Păi, nu, în termeni... Normal. Foarte bine, foarte bine. Nu da. Luăm celălalt, din cealaltă parte, că una e jumătate, adică jumătate al fetei, nu luăm. Nu, am înțeles. Puteam să cerem procent. Da, Cristi, stai să calculăm. A spus că are nevoie de 5 camere. Înseamnă că da. Are și el 2 copii? Sau? Mama, lași! Băi, nu-mi ies calculele! Ce calcule? Ce calcule? Este un creștin minunat, sau? Este un om deosebit. Este frumos, Doamne ajută, bravo! Și vin și părinții, sau mama soacră, sau... Nu. Băi, dar tu ce ai, bă, scenarii? Să vedem în ce stadiu ați ajuns, dacă mergeți cu toată familia. Asta înseamnă că e un tip echilibrat, matur. Este un tip echilibrat, matur, da. Foarte bine. La o vârstă fragedă, majoritatea asta, sau... Păi dacă eu am 18, foarte... măcar să fie major, nu? E major, nu? Măcar atâta să fie, major? Nu? E major, da. Bine, dacă mergeți cu copii și într-o țară exotică, alo, poate mergi o ceremonie pe plajă, ceva, pregătiți. Că e normal să lași copiii. Trebuie să ne spui. Da. Deci ce nu mai este mai prietenii tăi? Vine și nouă, e blond, brunet, câți ani are, cu ce se ocupă? Este grizonat. Grizonat. Bravo, bravo, bravo. Cum îl cheamă? Un domn. Păi, inițiala, pe măcar. Inițiala. Sau măcar dacă se zămutim. Hai să vă discutăm despre... Câte? Zine și noi, o să fim și noi fericiți că aflăm ceva în exclusivitate, așa, de la prietena noastră. Hai, zine și noi. De cât timp, așa, să ne faci și noi o idee? De 2 ani. Oh! Wow! Doamne, ajută la cât mai mult. Și ne-ai ținut așa secret. E tot în branșă? Normal. Da. Solist? Mai e de acolo, de la operă. A fost solist. A fost. Și acum s-a retras? Nu, a evoluat. Director! E directorul? E director? Normal. E doamna director. Foarte frumos. Mă, ce faceți? M-ați încolțit? Hai să discutăm despre altceva. Da. Uite, mai avem... Despre te cunosc, de undeva vreți să vorbim? Hai, un minut și după. Da, sau... Ce m-a cerut? Ce m-a cerut? Mă, reveniți-vă. Așa. Deci... Nu, vreau să mă invite aici, îl invitat pe el aici și să mă cheme, să mă ceară de nevastă aici. Așa asta o să fie, iată, ai spus-o, gata, asta facem. Da. Deci, te cunosc de undeva? Da, am început filmările. Mama, deci niște surprize fantastice. Numai actorii adevărat, ce am auzit? Ce ai auzit tu, nu știu ce ai auzit tu, dar oameni despre care
n-aș fi crezut nici prin periferia minții că sunt atât de deschiși, atât de colorați, atât de determinați, atât de... Băi, sunt superbi. Da. După părerea mea, este cel mai spectacular sezon. E bune? Da. După deci sunt 12 sezoane, de 11 sezoane deja. Ăsta este al 12-lea sezon. Mi se par fantastici. Absolut fantastici. Deci bravo. Unul mai surprinzător decât celălalt. Ne faci curioși. Prin urmare o să ne uităm la toamnă. Până atunci te mai chemăm să... ca să vină doc să zici dacă îmi zice domnul Grizonat cu propunerea. Asta a fost o glumă, mă. Nu, eu sunt o fată liniștită cu minte și oricum n-aș discuta despre viața mea privată. Vă dați seama, nu? Eu nu vreau să discut despre viața mea privată. Viața mea privată este perfectă, este frumoasă, este tocmai pentru că este discretă. Perfect. Mulțumim foarte mult. Mulțumim mult, iubesc. Mulțumim, Ana, mult. După pauză vine Carmen Șerban, stați cu noi. Carmen Șerban a trecut la silueta de vară. A slăbit rapid și eficient printr-o dietă minune. Care este secretul celebrei artiste, dar și câte kilograme a topit în mare secret, aflăm în câte momente.